Deci haideți să încercăm să ne și vedem, pentru că de auzit ne auzim din toate părțile. Treceți cumva așa în față. Că spunea bunii, dar dacă nu sunt la fel ce obțin prin cărți, nu sunt aici. Hristos a înviat și bine ne-am găsit, bine ne-am regăsit la librărie din centru, între Paște și Paștele Blajinilor. Cred că o zi mai potrivită pentru lansarea acestei cărți era și greu de găsit. O să încep prin a cita două versuri pe care toată lumea le știe. Este vorba de testamentul lui Tudor Arghezi, cu acel nu-ți voi lăsa din bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. Știți foarte bine că sunt primele două versuri din poemul inaugural din Cuvinte potrivite. M-am gândit tot timpul la oamenii care n-au apucat să-și vadă numele adunat pe o carte, chiar dacă în ceea ce au făcut de zi cu zi au fost foarte prezenți, atât în media, cât și pe tot felul de platforme de socializare. Poate că nici unii dintre ei nici măcar nu și-au propus să-și vadă numele adunat pe o carte, și atunci gestul reparator este al celor care au grijă să pună cap la cap textele, să îngrijească o ediție, să facă în cele din urmă ca acest nume să apară pe o carte. Este cartea, așa erau timpurile, semnată de Viorel Mardare și paranteză Postmotrel, pentru că așa era cunoscut și probabil că asta era și un fel de alegere așa foarte cu skepsis prin care își semnala prezența în mass media. Suntem cumva la o lansare de carte neobișnuită, pentru că cel puțin pentru mine, din toți acești, cred că vreo 15 ani de când facem lansări de carte aici la librărie, e cumva mai dificil să faci o lansare de carte atunci când scaunul autorului este gol și când abia prezența celorlalți, când abia evocările celorlalți fac ca acest autor să revină printre noi cu, mă rog, ceea ce a căpătat formă de carte, dar și prin ceea ce a însemnat în viață, adică acele mici secvențe care îl readuc viu printre noi. Și în sensul acesta le mulțumesc celor care au acceptat să vorbească, pentru că ei vor face astfel încât acest gol să-l umplem cu, dacă vreți, cu căldură pur umană, pentru că până la urmă asta contează foarte tare. Apropo de căldură umană, pe mine m-a topit, de exemplu, acest text pe final. Eu nu credeam că există atâta dragoste în jur. Eu cred că ori de câte ori, de fapt, în jurul nostru sunt oameni care vorbesc despre cărți, despre oameni care au scris cărți. Exact asta facem, creăm în jur dragoste. Știți foarte bine lista de vorbitori, pentru că e o zi mai specială. Nu, dacă o să fie câteva secvențe de pe loc, poate că o să aibă spațiu și microfonul. Mă gândeam la, nu neapărat la ordine alfabetică, dar oricum mă gândeam să începem de foarte departe din Canada, dar nu văd deocamdată pe Nata Albot, așa că... Da, bine, vine din Canada, deci aterizează mai greu. Atunci, ca să cităm, să începem chiar printr-un citat din Viorel, o să-l prezint pe celălalt vorbitor așa. Nu mințiți poporul cu barbă, jos marca de intelectuali, jos barba, trăiască barba în baza testului IQ.
este rugat să treacă omul cu barba cu testul IQ trecut, Dumitru Alaiba. Bună seara și mulțumesc, de fapt. Istoria asta are și o... Cred că asta e postarea lui Viorel. Eu pot să vă spun că n-am citit cartea, dar am citit-o pentru că noi toți am citit-o în timp real cât ea se scria pe blogul lui, în articolele lui, pe pagina lui de Facebook, unde nu cred că sunt unii cu care mai revenim. Și mai citim câte ceva de câțiva ani în urmă, dar, mă rog, nu vreau anume istoria asta să povestesc, dar istoria asta are și un fel de background. Era, cred că vreo 10 ani în urmă, moda la barbă și Viorel era tare nervat pe asta, pentru că, așa cum spune el, băi, acum nu poți să-l deosebești pe un mul care nu mă și-a lăsat barbă, de un om care mă rog, vrea să pară intelectual și așa mai departe. Nu așa era Viorel și prieteni, nu este doar de tine și într-adevăr îți lipsim lipsa și în același timp ești cu noi, ești alături de noi și mulțumim Gheorghe și echipa pentru această carte care este încă o amintire și încă un pas înspre al readuce pe Viorel în gândurile noastre, de unde el nu prea a plecat și nu prea o să plece. Eu nu credeam că este atâta dragoste în jur. Asta a fost probabil printre ultimele lui postări și ultimele lui scrieri. Și cred că asta ar fi bine să ținem minte în fiecare zi și ar fi bine să ne conducem de acest simplu adevăr, să fim mai buni, să trăim astăzi, să trăim cu ziua de azi, să nu amânăm ceea ce vrem să facem, să avem acel curaj de a porni și de a duce până la capăt ceea ce credem că este important pentru noi, fie asta să te întâlnești cu un prieten, să termini cartea aceea odată pe care te-ai apucat sau să o începi, care de mult îți spui ai vrea să o citești, să faci ceea ce crezi că este important pentru viața ta și pentru sufletul tău, pentru că asta este într-adevăr foarte impredictibil, pentru că mâine s-ar putea să fie târziu. Eu cred că nu mai vreau să adaug nimic în afară de asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte tare și mulțumesc pentru că ai revenit la această sintagmă care mi se pare absolut memorabilă. Eu nu credeam că există atâta dragoste în jur. Pot să spun de pe acum, pentru că deja e o chestie știută de toată lumea, deci noi vom ține acum în mai zilele literaturii române la Chișinău și sintagma sub care, dacă vreți, motoul sub care se va desfășura aceste zile va fi exact această frază care mi se pare foarte, foarte potrivită, astfel încât și tot în cadrul acelor zile vom difuza și un film documentar despre Viorel. Mergem mai departe și o să o rog pe Viorica, meșina care a lucrat cu Viorel, care deci bănesc că îl știe și în fața camerei și după cameră, și are cuvântul, te rog. Bună seara. Da, se aud. Mie mi-au trebuit 4 ani că eu pot să încep să vorbesc despre Viorel. Anul ăsta am vorbit în fața jurnaliștilor și acum am venit aici. Oricum am emoții, oricum nu știu ce ar trebui să spun, dar dacă este o lansare de carte, mă gândeam că Viorel n-a reușit, că Viorel n-a scris un roman și n-a făcut un film de lungmetraj și cred că ar fi potrivit să zic că n-a reușit.
Dar, de fapt, mă gândeam astăzi că nici n-a avut nevoie de asta. Viorel a putut să exprime un gând extrem de profund, dar așa de profund că ne va ajunge nouă, gândurile lui ne vor ajunge peste 10 de ani să le tot discutăm și să ne gândim la dânsele. A putut să bage atâta emoție și a putut să bage atâta înțelepciune în texte de mai puțin de o pagină și în spoturi de 30 de la 30 de secunde la 120 de secunde, încât eu nu-mi închipui de ce ar fi avut nevoie de un roman de 300 de pagini sau de un film de o oră jumătate. Noi râdeam, era un banc că despre Danon, despre forme scurte. Și noi ziceam că noi facem artă în forme scurte, făcând publicitate, dar abia acum am înțeles că uneori n-ai nevoie de mai mult, anume făcând referință la Viorel. Cartea, din cauza că sunt o altă generație, eu n-am citit blogul atunci. Unele articole din carte sunt o descoperire pentru mine acum, mai ales astea mai devreme, înainte de a ne fi întâlnit noi. Eu l-am cunoscut pe Viorel deja ca cineast și am avut o foarte mare surpriză văzând abundența de înjurături în textele lui Viorel. Pentru că eu 9 ani de zile am stat alături, am lucrat cu o persoană care nu jura atâta. Da, noi toată lumea vorbeam colorat și, ca să zic așa, nu cred că ne-am fi putut vorbi așa față de părinți sau față de profesorii de la liceul Prometeu, dar m-am mirat că ceea ce găsesc aici, asta nu era ceea ce era Viorel în viață. Și mă gândesc, de ce a avut nevoie de tot asta? De ce a avut nevoie să vorbească atât de sus, ca să zic așa? Și cred că astfel am un singur răspuns. Asta a fost forma prin care el a luptat cu urâtul, cu absurdul, cu nesimțirea, cu agramația și cu toate celelalte jeli ale lui, așa cum se exprima el. Deci, pentru că cam se bat în cap, faptul că, apropo, Dorin Onufei m-a impresionat foarte mult cu toate asteriscurile, cu 1, 2, 3, 4. Am citit cu mare grijă explicațiile fiecărui termen. Eu cred că Viorel ar fi apreciat, așa, din câte îmi pare mie, ar fi apreciat enorm această muncă creativă a lui Dorin aici. Dar, de fapt, Viorel vorbea o română extrem de frumoasă, extrem de corectă și foarte, foarte, iarăși voi folosi frumoasă, prin simplitatea ei. Fiind adept la tot ce e simplu și luptând cu lucrurile care din ignoranță sau din exces de zel au fost aduse la absurd, așa cum descrie și el icoanele cu ceas sau covorașele cu Ștefan cel Mare, Maica Domnului, sau limba română, cea mai frumoasă limbă din lume, Chișinău, cel mai frumos oraș din lume. Deci, eu cred că din cauza asta a trebuit să iei un alt registru ca să poată să combată toate lucrurile astea. Mă gândeam cu ce să termin discursul ăsta. E foarte greu să termin, să închei un discurs despre Viorel, pentru că show must go on.
nu în zadar Viorel a ales acest titlu pentru unul din cele mai bune spoturi, spotul meu preferat care s-a făcut la atelier, pentru că din cei, în cei 4 ani de când eu mă cunosc și în cei 14 ani, da, de când a fost publicat primul material din cartea asta, lucrurile nu prea s-au schimbat foarte tare. Deci lucrurile rămân cam acolo unde au fost. Personajele create de Viorel și în carte și în, în film, în publicitate, sunt aceleași personaje, începând cu Tolia, care nu vrea să dăie 2 grivne pe pișat, și terminând cu Valera, care vrea să voteze în locul nostru, cam nu prea s-au schimbat lucrurile. În contextul ăsta aș vrea să citesc câteva propoziții dintr-un articol care îmi place mie foarte mult, se numește Eu am un vis, sau Colonistul General al Capitalei, vă cite două alineate. Când am să fiu primar general de Colonița, am să distrug toate casele mai vechi de 100 de ani, în loc am să sădesc centre comerciale, buticuri cu chiloți și cu nelipsitele, cred că prezervative trebuie să zic eu, frizerii, 3 una lângă alta, farmacii, 4 una lângă alta. În centrul Coloniței va fi o discotecă mare cu pereți de sticlă și pentru că discoteca e numai una, ca să nu se îmbulzească luna, voi mai construi alte 10 de discoteci în jur. Ansamblul arhitectural din centrul Coloniței se va numi Lacrima de Înuirii, în memoria deportaților. Veteranii de război ai ambelor armate vor intra gratuit la discotecă. Și finalul sună așa. Pe acoperișul cele mai frumoase discoteci lângă benzinărie voi instala un brad ornat cu 12 tone de plastic chinezesc, iar în fața discotecei am să descart 10 camajuri cu blod. Să fie ca la noi, mai etnul folcloric. Tot ce a rămas vizibil după bucile de țigări voi acoperi cu panouri publicitare. Pe ele va fi scris Colonița, cel mai frumos oraș de pe planetă. Și poate aș zâmbi. Dar numai pe tine te am, trecătorul meu trup. 27 decembrie 2010, eu, noi recent am avut o deplasare până în nordul țării. Multe lucruri nu s-au schimbat și mă gândeam că în acest articol personaj nu-i numai Dorin Chertoac, care era primar general pe atunci, dar un personaj colectiv, suntem noi toți care contribuim la asta. Sperăm că cei ce a reușit Viorel semene în noi, în toți, dorința de a schimba lucrurile, să continue. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, Viorica! Acum, dacă ai spus numele personajului, nu pot să nu amintesc, apropo de Casa de Culturi de Colonița și de ce se întâmplă acum. Cred că era prin 2012, 13, 14, nu știu exact, venise o alteță regală, pe bune, deci la Chișinău și am avut aici o lansare de carte, era Prințul Nicolae, nu știu ce acolo, nu e asta. Detaliul care pe mine m-a pus și m-a întors pe dos este următorul. A venit evident și primarul pe atunci, Dorin Chertoacă, și foarte mirat a spus, iaca, de 12 ani sunt ceva primar și prima dată știu, aflu de librăria asta, minunat. Adică un primar care vine și se laudă că e ca prima dată calc în librăria asta care era 100 de metri primărie, minunat. Și cred că de aceea am avut și acele case de cultură și așa mai departe. Bine, asta așa, paranteză deschisă și paranteză închisă. Și încă un detaliu care, pe care l-a atins Viorica și țin să-l dezvolt foarte puțin. Apropo de acele cuvinte care televiziunile le dau cu puncte-puncte sau cu șuierat, dar acum chiar și fără șuierat, iar în cărți deja pot să apară și fără puncte-puncte, eu cred că foarte multe cuvinte în context, ele scapă de partea lor de trivialitate, ele nu mai sunt, nu mai fac trimitere la acele organe sau la acele acțiuni de la care pornesc ca și, mă rog, punct de plecare,
ele se recontextualizează. Și dați-mi voi, înainte de a invita celălalt invitat, să vă amintesc de o capodoperă la modul absolut. Este vorba de cartea lui Venichka Ierofeev Moscova Petrușchi, în care la un moment dat spune «И тут же выругался». Și după aceea sunt niște câteva pagini pe care, deci, doar că pe atunci, autorul le scoate din carte. Ei, aici autor n-a avut putere să scoate din... Și cred că sunt foarte binevenit în această carte, pentru că cum poți să spui altfel despre niște realități? Bun, paranteză închisă. Nu știu dacă am mai vorbit la vreo lansare de carte la noi un sommelier, de data asta o va face, astfel că întind paharul, am vrut să-i spun, dar îl invit la microfon pe Andrei Ciobotaru. Te rog. Stos în viață. Eu cred că Viorel acolo undeva sus buhnește de râs dacă vede tabloul ăsta în care eu sunt invitat să vorbesc despre cartea lui într-o ambianță așa plăcută, înconjurat de cărți. Și sincer nu cred, nu înțeleg de ce am fost invitat să vorbesc. Eu mai multe lucruri nu pot să le povestesc decât pot să le povestesc despre întâmplările noastre cu Viorel. Din ce pot să confirm, mă bucur că a apărut această carte, pentru că evident că am citit-o în ultimii 15 ani și evident că am citit-o imediat ce a apărut lumina tiparului, a văzut-o. Și curios să o recitești, să o revezi, mă rog, noi care am fost mai apropiați sau am trăit împreună, am recitit-o cu gândul cum ar fi văzut-o cineva care nu l-ar cunoaște fizic sau în proximitatea asta spațială pe Viorel. Și înțeleg că lucrurile nu s-ar schimba foarte mult, că are talentul ăsta de a da cumva cu cuvintele bine, de a le îmbrăca în atât de multe sensuri, în atât de puține cuvinte, cu tot cu ironie și cu tot cu cuvinte de astea urâte, cum ați spus, pe locuri. Nu surâte, da, e frumos. Noi făceam uz mai mult de cuvinte de astea frumoase, de care spuneți dumneavoastră. Ele sper că nu o să ajungă la lumina tiparului. Eu nu vreau să fac product placement. Întâmplător, așa multe s-au legat la noi cu Viorel. Am luat o sacoșă, doar vă jur cu mâna pe inimă, că a fost absolut întâmplător. Și un vin care mi-a nimerit la nimereală, care se numește Metafora. Și eu cred că de asta, metafora e enolingvistică. Și aș vrea să o las aici, să, nu știu, eventual să inventăm o situație hazardistică, da? De exemplu, cumpărătorul cu numărul de 100 care vine mâine și ia cartea să mai primească un vin bun, că vă, deja în calitate de sommelier vă asigur că este un vin foarte bun. Îmi pare rău că la această carte nu putem să-i punem like-uri și inimioare, da? În forma în care o cunoaștem. Și îmi pare bine că toate expunerile pe care le-a făcut el în spațiu virtual sau online au găsit o așezare în, sub formă de rânduri fizic, pentru că noi am avut o dispută tot timpul cu Viorel dacă iubim mai mult industriile creative care fac nimic ca produs, dar mult ca efect, și produsul propriu zis care poți să-l palpezi, care poți să-l ții în mână, da? Noi des am avut discuția asta, că uite, el spunea că mie îmi plac oamenii care fac șuruburi. Sunt oameni simpli, fac șurub, o chestie utilă omenirii. Îmi plac și oamenii creativi, că fac poezii, fac frumos, fac muzică, fac artă, dar asta nu poți să ții tot timpul. Dar de unii și de alții avem nevoie. Vinurile eu cred că le combină, că e și ceva util și ceva care ne duce cu gândul la poezie. Mă bucur că a apărut această carte, pentru că dacă cad serverele de Facebook al fondatorului de Facebook, noi să avem un loc de refugiu unde să mai găsim și să mai revenim la cuvintele geniale pe care le-a spus cândva Viorel și care ne face plăcerea să le recitim. Mă rog? Da.
mulțumesc foarte tare. Aș polemiza că nu putem pune like-uri, putem pune like-uri foarte simplu, punerea mâinii pe carte. Oricine pune mâna pe carte și pleacă cu ea, și pleacă cu ea cu un semn de carte. Apropo de ce o să las aici și o să plecați cu un semn de la autorul acestei cărți. Și doi, apropo de foarte bună ideea cu exemplarul 100, eu deja mă gândesc dacă am bani să cumpăr 99 și pentru că cineva precis că a cumpărat deja o carte și atunci poate mi se nimerește mie, dar dincolo de glumă, eu m-am gândit la altceva. Deci noi oricum o să facem un moment foarte special în cadrul zilelor literaturii române la Chișinău cu această carte, cu filmul, și atunci poate în cadrul acestor zile o să găsim o modalitate, pentru că noi, da, știți foarte bine cei care sunteți obișnuiți ai zililor, că noi avem și serii în care se servește un vin bun și asta face parte, vinul face parte din literatură, nu o să spun eu primul lucru acesta și nu ultimul. Așa că asta o păstrăm cu grijă și vedem ce facem să ajungă exact pe mâna cui trebuie. Între timp a aterizat avionul din Canada. Nata Albut este invitată să mi se alăture, te rog. Bună seara tuturor. Eu mă simt un pic așa stânjenită să vorbesc în fața voastră despre prietenul meu și despre ce a lăsat el pentru noi. Noi mereu am fost în discuțiile noastre personale, am fost extrem de privați. Și chiar și azi, la distanță de atâția ani de când ne-am cunoscut și de când nu mai este Viorel, îmi dau seama ce bine am făcut. Și deschizând astăzi această carte, am realizat în primul rând că e bine să nu ne luăm după modă și după ce zice lumea, că nimeni nu mai citește bloguri, că nimeni nu, ele nu mai trebuiesc, că e o irosire de efort în zadar și că de fapt trebuie să facem postări scurte pentru că doar alea se citește. Iată, cartea asta este o dovadă că journalingul, care este atât de recomandat astăzi de toți psihologii, trebuie practicat pentru că niciodată nu știi ce poți lăsa în urma ta. Noi cu Viorel ne-am intersectat la Blogovăț, era cândva așa un concurs prin care o companie de telefonie mobilă încuraja bloggingul în Moldova și noi am fost premiați acolo. Blogurile nu se mai fac, nici concursuri care să aprecieze bloggingul nu se mai fac, dar iată că această carte încă o dată dovedește că nu contează moda și trendurile, contează când omul are ce spune și el a avut ce să spună, să facă asta. Ieri am urmărit reportajul făcut de cei de la Agora, cărora, apropo, vreau să le mulțumesc că continuă să facă asta, să îl redescopere pe Viorel pentru publicul larg. Asta era una dintre fricile mele cele mai mari, că a plecat prea devreme și că multă lume care ar merita să știe de el va putea să afle de el doar din articole și din reportajele care se fac astăzi. Și cuvântul cheie care mi-a rămas din acel reportaj a fost dragoste. Noi căutam, el are pare multe epitete cu care poate fi înconjurat astăzi, dar eu cred că dragostea, în forma în care el o înțelegea și o transmitea, și mai ales dragostea de țară, ar putea deveni un model de transmis astăzi. Autentic, discret, foarte sincer, profund, cu simțul umorului. De asemenea, am găsit aici ceva care cred că este foarte actual și astăzi. Așa s-a întâmplat că la Eurovizionul moldovenesc din acest an a avut curajul să apară printre concurenți un tânăr de la Ungheni cu numele de Pavel Turcu. Pavel cânta cum poate. În schimb, timp de o săptămână a acumulat peste 200.000 de vizualizări pe internet. A fost unicul concurent despre care se vorbea. Despre restul, tăcere. Atunci au apărut oamenii de cultură. Aceștia s-au apucat să ne țină lecții despre bun gust, cultură și valori. Că nu suntem așa, că nu ne reprezintă Turcu. Mai mult, că nu are dreptul de a ne reprezenta. Cel mai influent grup al oamenilor de cultură, juriul Eurovizionului local, de la care publicul nu a văzut niciun album proaspăt lansat în ultimii 2 ani,
L-au îngropat pe turcul cu tot cu visul lui de a ajunge la Oslo. Să amintim oamenilor de cultură ce s-a întâmplat cu Eurovizionul din 2005, când toți moldovenii au rămas satisfăcuți de modul în care au fost reprezentați. Publicul i-a salvat pe zdob și zdub. Jurul a ales Millennium. Oamenii de cultură împroșcau cu zoi în zdub, făcându-i în cult, spunându-ne cum își bat joc de cultura noastră națională despre moși strămoși. Și-au mintit și cum au debutat zdubii. Noi am fost la pădure și am băut gin. Nelly Ciobanu nu a ieșit, alături de ceilalți participanți la preselecție, pe scenă pentru a-i felicita. Vlad Gorgos vorbea cu săptămânile despre falsificarea televotingului. Ce fericire că soarta zdubilor nu a fost hotărâtă de oamenii de cultură. Oamenii de cultură nu au oprit carabela culturii. Mai mult, se îmbuzeau în autobuzul care semăna chici prin satele moldovenești. Oamenii de cultură nu au oprit renovarea mănăstirii Căpriana, care seamănă acum mai mult cu o saună decât cu o biserică. Oamenii de cultură de la noi se pricep la una, la Eurovizioane. Eu am fost la muzicanții în ospeție și am văzut ce tablouri au ei pe pereți. Din astea cu lebe de pe lac, pe gași, femei goale. În atelierele pictorilor răsună fix așa muzică, tot despre lebede, doar că pe rusește. A belui lebit na produc, качает павшую звезду. Страшник lucru, cultura. Așa s-a întâmplat că eu, știți, este așa un joc, deschide cartea la orice pagină și dacă găsești acolo ceva care rezonează cu tine, o să se întâmple. Așa s-a întâmplat că eu anul ăsta produc echipa de la Eurovision și concurentul tot este Pavel, numai cu Parfeni. Și vreau să vă spun că la 15 ani distanță de când este Eurovisionul, în continuare nu se găsește niciun ban pentru artistul care reprezintă țara în fața... Mă refer la televiziunea națională, care trebuie să fie primul contribuitor, pentru că este prima instituție care trebuie să susțină artistul care ne reprezintă țara. Din fericire, prin mult bătut la uși, am reușit noi cu Chiu cu Vai, dar ce vreau să vă spun că, într-adevăr, foarte puține lucruri s-au schimbat. Avem tare mulți oameni care cred de multe despre cultură, avem tare mulți oameni care mimează și avem puțini oameni, printre care și Viorel, care ne amintește să nu facem asta, să fim autentici, să fim adevărați, să folosim simțul umorului când vrem să spunem adevărul, că așa mai puțin doare. Și m-am mai gândit că îl invidiez din toată inima. Nu știu cum face el, chiar și pe fiind plecat acolo, de atâta timp să ne facă să tot vorbim și să vorbim despre el, să ne amintim despre el, să mai deschidem o carte, să mai bucim, să ne mai uităm la reportaj și eu am sentimentul că el nicăieri n-a plecat. Mulțumesc pentru încă o posibilitate de a opri timpul. Strașnic lucru cultura, nu? Mulțumesc foarte tare. Am făcut o corectură între timpul, deci când vorbea Nata. Nu o să așteptăm zile literaturii pentru că s-ar putea să transforme în oțet, așa că cumpărătorul numărul 75 și sunt deja aproape de 75 va pleca cu această sticlă acasă ca să se bucure și să, mă rog, să fie în amintirea și pomenirea. Ce să spun pe final? Nata evoca acel concurs de blogging, da? Deci întâmplarea mea, deci întâlnirea mea cu Viorel, deci a fost tot la un concurs, televizat și el, era ce, unde, când. Viorel avea o echipă formidabilă, era și Marcel Spătaru acolo și Nathan Garșta și cine era, și Veronica Vragalev, mai țin de toată lumea care era în acea echipă. Și mie mi-au pus în cârcă, mă rog, un fel de sarcini de asta, supra sarcini, să încropesc o echipă de ghilimele de rigoare, vă rog, asta. Vedete, era în echipa mea Nicu Țernă, Costică Cheianu, nu mai știu, în fine. Toată povestea, deci, era, se încheia pentru că, spre deosebire de ministerul, nu știu ce de atunci, care nu dădeau bani, aici erau niște bani și toată povestea trebuia să se încheie prin faptul că cel care lua bufnița aia, cum se cheamă, devenea magistru, lua și un telefon mobil. Eu am luat bufnița, dar n-am luat telefonul mobil. De atunci n-am telefon mobil. Ce vreau să spun pe final? Dincolo de, mă rog, stimulente oenologice, dincolo de
faptul că am trăit o oră împreună aici, cumva am vibrat la tot ce s-a întâmplat, tot ce ne-am amintit și mulțumesc odată în plus și lui Dumitru și lui Andrei și Veronica și Nati pentru că ceea ce spunea Nata, pentru că timpul oprit la un moment dat foarte nedrept poate fi repornit prin faptul că deschidem o carte, vedem un film, vorbim cuiva mult mai tânăr, inclusiv pe limbajul acesta, despre un om sau ceea ce l-a durut pe un om și prin asta, deci el revine în actualitate. Noi să ținem deci, într-un ritm destul de alert aceste joi literare. Îndemnându-vă să puneți mâna pe carte, vreau să vă amintesc că exact într-o săptămână continuăm programul Scriitori fără frontiere, vinerea Chișinău, scriitorul de la Iași, Lucian Dan Teodorovici, care este și directorul Muzeului Literaturii de la Iași. Și am jucat foarte tare să fim cel puțin pe atât de numeroși, adică să nu venim doar la evocări, dar să venim și la scriitori vii. O să ținem tot așa, nu mai spun toate surprize pentru luna mai, pentru că o să fie o lună foarte plină de scriitori și de carte. Vă mulțumesc foarte tare și aveți această inimă din partea. Da, și avem și un postscript. Spuneam eu că cineva va vrea să vorbească, Sergiu. Mulțumesc. Mă simt nevoit să spun două cuvinte. Subscriu sub tot ce a fost spus despre Viorel și cu siguranță o să continuăm să citim și să ne inspirăm și să analizăm toate mesajele lui, chiar și cele care n-au intrat în această carte. Și ca să vedeți, aș vrea să zic un cuvânt în apărarea oamenilor de cultură, dar te reprezint cum n-ai dat. Și sunt un pic chiar bulversat să vedeți cum, ce înseamnă, nu știu, generațiile sau cât de repede se schimbă generațiile, cât de fericiți sunt oamenii care reușesc să cuprindă mai multe vremuri și mai multe generații. Viorica a explicat cumva ca o scuză de ce în această carte este doar forma scurtă a lucrărilor, a potențialului care l-avea Viorel, de ce nu este un roman de 300 de pagini. Și Nata a explicat de ce în această sau de ce e bine să existe și forma lungă, cum este în această carte, pentru că astăzi deja și mai scurt sunt formele și mai laconice. Viorel a însemnat foarte mult pentru toți noi, sau pentru majoritatea celor prezenți, și desigur a însemnat foarte mult și pentru mine. Și mi-am amintit acum când a spus Nata de cei de la conducere, că la un moment dat Viorel mi-a spus: domnul Prodan, dar știți de ce aș vrea eu să fiu ministru culturii? Și zic, de ce? Să fac un singur lucru, să schimb inscripția deasupra guvernului. Dar ce-i cu ea? Deci acest fond care este unul catastrofal și e scris cu greșeli. Zic, cum? Păi sunt două spații între Republici și Moldova, sunt lăsate două spații. Și într-adevăr așa era. Și atunci când, prin surprindere, mi s-a făcut această propunere și stăteam, discutam și cu Viorica să accept, să nu accept, totuși nu mă pregăteam, nu era un vis a carierei mele, mi-am amintit imediat de ce a spus Viorel și a spus: accept și o să schimb această inscripție. Această inscripție a fost schimbată, în sfârșit. Și Viorel îmi explica, zice: cum vreți să avem noi să fim luați în seamă în lumea asta când oamenii care intră în guvern ridică ochii și văd această catastrofă și gândesc, păi pentru ăștia $100 ajunge mai mult, nu? Deci asta e loc, cum să zic, dacă deasupra stă o greșeală mare care stă deasupra ușii, cele mai importante uși a țării, asta este grav. Deci asta este mesajul, că a fost schimbată această inscripție. Am contribuit cumva și eu, nu-mi pot atribui tot meritul pentru această schimbare. Și de aici vine optimismul că lucrurile vor începe să se schimbe. Dacă nu vor începe să se schimbe, Dumitru, colegul de guvern prezent aici, atunci eu pot spune că mai am îndeplinit misiunea. Sper să nu se reducă misiunea doar la această schimbare și într-adevăr lucrurile să înceapă să se schimbe în țara asta, așa cum își visa Viorel, pentru că el avea un simț extraordinar a firescului. De fapt,
Și eu mă întreb de fiecare dată, dar ce înseamnă dragoste, dar ce înseamnă dragoste de patrie, patriotismul, ce este asta? De ce iubim Moldova? Și ceea ce simțea Viorel era dragostea față de firesc, față de adevăr, și era repulsie față de tot ce nu este firesc, față de tot ce este fals, față de tot ce este lipsit de esență. Și problema chiciului în ziua de astăzi și a acestor construcții de pe care le pomenea și Viorel, făcuse și o poză cu pristroici pe lângă Arca de Triunf, pe lângă primărie, pe primărie era, da? Deci asta, să știți că asta vine nu din lipsa de gust, vine dintr-o traumă interioară în momentul în care noi am acceptat să nu mai fim firești, să nu mai fim adevărați, în momentul când am acceptat, ei, las că merge și așa, ei, da, așa erau timpurile. Asta cred că este cea mai puternică lucrare a lui Viorel, care, de fapt, la anumite etape a vieții, noi toți avem, noi toți suntem acel moș care explică de ce am mâncat carne de om. Așa erau timpurile. Și toți avem o scuză, o explicație de ce am acceptat un compromis, de ce n-am dus până la capăt, de ce am închis ochii la fals, de ce am trecut indiferenți pe alăturea. Lucrul ăsta încerca Viorel să ne învețe pe toți noi, de aceea oamenii simpli în spoturile lui sunt frumoși, oamenii simpli sunt adevărați și încă avem multe de învățat de la el. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că este cuvântul care se potrivește cel mai tare, firesc. Cred că asta este omul care este în această carte. Mulțumesc foarte tare pentru această seară memorabilă. Cumpărătorul numărul 75 pleacă acasă cu o sticlă cu vin. Ceilalți pleacă cu cărțile și le citesc. Bun, bună seara! Am rămas cu